Tema prezentată astăzi este etica în afaceri. Principalele obiective vizate sunt definirea conceptelor etică, etică profesională, etică în afaceri, moralitate, profesie, profesionalism, identificarea principiilor eticii și a nivelurilor de aplicare ale eticii în afaceri și utilizarea unui vocabular de specialitate. Etica este știința care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor și condiției umane din perspectiva principiilor morale și cu rolul lor în viața socială. Etica reprezintă ansamblul regulilor de conduită împărtășite de către o comunitate anume, un ansamblu de principii morale și de metode pentru aplicarea acestora. Între etică și moralitate există o strânsă relație, deoarece etica privește studiul moralității și aplicarea rațiunii care determină la un moment dat binele și răul. Moralitatea vizează normele, valorile și credințele care definesc binele și răul pentru un om sau pentru o comunitate. Rolul eticii este să ajute oamenii și instituțiile să decidă ce este mai bine să facă, pe ce criterii să aleagă și care le sunt motivațiile morale în acțiunile lor. Când vorbim de etica profesională, trebuie să vedem ce reprezintă o profesie și ce reprezintă profesionalismul. O profesie este o ocupație pe care o au mai multe persoane organizate voluntar să își câștige experiența prin slujirea directă a unui anumit ideal, într-un mod moral permisibil, dincolo de ceea ce le cere nemijlocit legea, piața și morala comună. Profesionalismul este socotit o ideologie relevantă pentru cei care lucrează în același domeniu. Profesioniștilor li se cere să facă ceea ce este moral și plătit ca atare de către client, direct sau indirect, adică să-și facă datoria. Aici am prezentat valorile profesionale pe care le avem în vedere când ne gândim la anumite profesii. Când ne gândim la jurist, vorbim despre dreptate, când spunem medic sau asistent, vorbim despre sănătate, educator presupune dezvoltarea persoanei, psihologul reprezintă autonomia, asistentul social reprezintă pentru o persoană bunătatea, iar când vorbim despre contabil, vorbim despre corectitudine. Codul etic este foarte important la nivelul companiei sau instituției, fiind un document oficial prin care compania sau instituția își declară valorile și principiile în problemele sociale. Scopul codului etic este de a comunica angajaților într-un limbaj simplu care sunt standardele organizației. Acesta este valabil cât este însușit și acceptat de toți angajații, comportamentul lor încadrându-se în prevederile sale. Există mai multe definiții legate de codul etic. Un cod etic poate reprezenta un ansamblu de percepte, prescripții de conduită pentru diverse aspecte ale valorii morale de drept socioprofesionale sau un cod etic poate fi o declarație formală care constituie un ghid etic pentru modul în care oamenii dintr-o organizație trebuie să acționeze și să ia decizii. De asemenea, un cod etic poate fi un ghid al practicilor de afaceri care direcționează comportamentele umane, individuale și de grup, sau un document formal care statuează normele și credințele, reflectă valorile obiective și principiile promovate de o firmă, reflectând gradul de cultură al firmei. Etica afacerilor definește un sistem de principii, valori, norme și coduri de conduită în baza
unei filozofii a firmei care se impun ca imperative morale, inducând obligativitatea respectării lor. Etica afacerilor poate fi considerată un domeniu de studiu aplicativ al eticii, cu privire la determinarea principiilor morale și a codurilor de conduită ce reglementează relațiile interumane din cadrul organizațiilor și guvernează deciziile oamenilor de afaceri sau ale managerilor. Etica în afaceri vizează atitudinea, conduita corectă și onestă a unei firme față de angajați, clienți, comunitatea în care acționează, investitori, acționari sau asociați. Nivelurile de aplicare ale eticii în afaceri sunt nivelul micro, nivelul macro și nivelul corporațiilor. Nivelul micro este cel care se stabilește între indivizi în baza principiului corectitudinii schimbului, cuprinde obligații, promisiuni, intenții, consecințe și drepturi individuale. Conceptele centrale cu care se operează la nivelul macro sunt dreptatea și legitimitatea și se referă la regulile instituționale sau sociale ale comerțului, ale lumii afacerilor. Când vorbim despre nivelul corporațiilor, ne gândim la discuțiile etice care se referă preponderent la rolul jucat în societate, la responsabilitatea socială și internațională a corporațiilor. Principiile etice se referă la conduita curentă, la obiceiuri, atitudini cu privire la conceptele generale de bine și rău, de adevăr și minciună, de echitate și discriminare, libertate și constrângere. Putem enumera în continuare câteva principii și anume integritatea angajaților în desfășurarea activităților, obiectivitatea eliminând conflictele de interese și influențele externe în realizarea unor oportunități, competența, conștiinciozitatea, aptitudini profesionale ale managerilor și personalului angajat în afaceri, confidențialitatea informațiilor și servicii în concordanță cu standardele tehnice și profesionale relevante. În relațiile cu angajații firmei pot apărea următoarele principii etice: remunerarea echitabilă, dezvoltarea profesională, posibilitatea promovării în funcție de competențe, stimularea inițiativei și a responsabilității personale, tratamentul nediferențiat, nediscriminatoriu al angajaților și respectul și grija față de angajați. Principiile etice în relațiile cu clienții sunt oferirea de produse, servicii de calitate la prețurile rezonabile, garantarea siguranței în utilizare, informarea corectă asupra calității produselor, a modului de utilizare și a riscurilor posibile ca urmare a utilizării greșite a produselor și asigurarea garanției și a serviciului. În relațiile cu furnizorii apar următoarele principii etice: negocierea corectă a contractelor de aprovizionare, fixarea de comun acord a termenelor la care se realizează plata, oferirea de materiale și materii prime de calitate și neimplicarea în conflicte de interese. În relația cu acționarii apar principiile următoare: gestionarea economico-financiară corectă, loialitatea față de acționarii firmei și informarea corectă a acestora și transparența deciziilor și acțiunilor. Cele mai comune probleme de natură etică sunt conflicte de interese, daruri, hărțuire sexuală, plăți neautorizate, spațiul privat al angajaților, probleme de mediu, securitatea muncii, protecția muncii, politica de prețuri și discriminări de orice fel la locul de muncă. În continuare, propun spre rezolvare următorul studiu de caz. Ascultați cu atenție textul prezentat de mine. Managerul X al unei companii internaționale în domeniul industriei cosmetice tocmai a sosit dintr-o țară străină unde compania achiziționase de curând o nouă fabrică.
a dorit să se întâlnească cu angajații și a cerut ca aceștia să fie scoși în curtea întreprinderii, unde le-a ținut un discurs de o oră și jumătate, insistând asupra viitorului promițător pe care îl vor avea de acum înainte, vorbind despre implementarea unor programe privind protecția angajaților, despre grija companiei pentru programele de pregătire profesională, de responsabilitate socială, despre remunerarea echitabilă și, în sfârșit, despre dorința proprie de a le fi de folos. La final, a așteptat întrebări, dar acestea nu au venit. Acest lucru l-a pus pe seama timidității oamenilor, aceștia nefiind probabil obișnuiți să vorbească în public. Managerul întreprinderii respective l-a felicitat pentru claritatea discursului și a fost mulțumit de propunerile făcute. După 2 săptămâni, acesta a primit un telefon prin care a aflat că la firma unde tocmai a ținut discursul convingător angajații au intrat în grevă. Răspundeți la următoarea întrebare. Cine sunt părțile implicate? De asemenea, identificați răspunsul la întrebarea: ce principii etice au fost încălcate în relațiile cu angajații companiei internaționale din domeniul industriei cosmetice? Vă doresc mult succes!